Ya Google. Am ieșit la o plimbare și o să începem filmarea de la Astoria, de la clătitorie. Avem de gând să mergem până la mama dracu cu crenci, la vrajea mării. Clătitorie, de asta zic de clătitorie, că e aici, clătitoria. Gangul care a fost multă vreme închis, asta iarnă în șantier. Iată că s-a revenit plin de spații comerciale. Trilu, lilu, crocodilu. E ora 8 seara, fără un sfert. Apune soarele. Bineînțeles, toată lumea la sesiuni. Foto. Da, nu vă țin prea mult aici, pentru că trebuie să mergem la Bellona, pe alee. Acolo va fi grămadă la mai mare, probabil. Cerșetori în numele Domnului. Auzi, de la mănăstire, bă, băiatul. Hai că vom reveni. Și iată că am ajuns la Bellona. Aici unde ne mănâncă în scur. Să intrăm în tambălău. O să mergem pe un fel de panselelor 2. O să descoperiți voi imediat ce înseamnă asta. Și da, bineînțeles, nu mai apărăm în cadru, da? Suntem cu măști. La Imperial aici, bineînțeles că tot e funcțional. La familia, a, da. E mașina de vânător asta, mă. Eu mai pregătit orașul ăsta decât anul ăsta, cu chioșcuri, cu terase, cu... Nu l-am văzut niciodată. Bineînțeles că aici tot e funcțional, la familia, Imperialul. Da, au scos, bine, geamurile sus, se pliază, vezi, au... Se pliază geamurile la Imperial acolo. Vedeți? Nu pe aici. Hello! Iro și Tânăr, ai văzut? Ca la familia? Vai la familia. A, deci au schimbat-o, era restaurant Pescăresc și acum văd că s-au reprofilat pe Giro și Donut. Crenulețul. All on board! BCR? Eu știu că e un plec undeva un bancomat de BCR, am auzit de el. Legenda spune că, dar nimeni nu l-a întâlnit. Este doar bancă, se duce de aia acolo spre Verval, o produsă de aia. Nu, acolo era BRD, centru de pregătire profesională, nu știu ce. Ce, am intrat în tâmbălău, hai că băiatul ne clătește pe picioare acum. Să nu intrăm nespălați pe picioare pe alee. Doamne ajută! Ia uite și aici. Să
Hai să nu ne oprim în mijlocul drumului. Oricum e comestibil, adică trebuie să fie mult mai aglomerat. Merge și în aici pe stânga. Vedeți prin ce vă împiedicați. S-a bășit Victor, frate. Nu, fața mea a fost adăugură, cred că nu s-a trezit de 3 zile. Doamne, ajută aici, fan club. Și măi, măicuța domnului, că nu lasă fiind grel la greu. Uite asta cu alună e de ani și ani aici, e clasică. Mai aglomerat ca niciodată, mai multe chioșcuri ca niciodată pe aici. Pentru care nu știți, aquaparcul. Da, vă zic imediat, revin imediat. Aici Corner, pizzeria Corner, care e și în centru. Recomand, super treabă, super calitate. Și aici este Waka Parcul, dat așa, pentru care nu știți. La ora asta se vine, se îngrămădește lumea, se iau amenzi. Asta e. Parcă văd că iară mi-au strike pentru copyright la muzică. Dar știi ce? A trebuit să ne luăm măștile alea normale cu masca de asta pe scala, de le purtam în mașină, știi? Ala, nu prea. De Crăciun, de Crăciun. Oh, foarte fac. Dai, nebunule, oh. Am dat gimbalul peste cap. Vedeți și prețurile la o granită, la un frappe, la o felie de pizza, la o pungă de popcorn, la o ceva, la o cupă de înghețată. Credeam că e mai aglomerat la ora asta, dar nu e. Deci suntem mult mai aglomerat. Mergem la vragea mare acolo pe pietre, poate nici pe filmă și puțin plaja. La Fudelona. Hai să mai schimbăm și ruta. Vedeți. Ce ați văzut odată pe panselor, vedeți tatovara. Pe aici cam la fel. La ora asta de aici lumea a plecat la plajă. La plajă, la duș, acasă. Pe care ies la plimbare deja, sau sunt deja la plimbare. Aici parcă văd cât sigur îmi iau pentru copyright. Thank you.
Dansează de barman, ce să mai... Toată lumea cu filmare. E cam ca pe faleză în Andernach, nu chiar, dar aproape. Nu e așa? Sau Koblenz. Uitați-vă să vedeți și pe faleză și pe acolo. Clipurile relativ recente, au o lună, cam așa. Bine că eu într-o lună îmi umplu canalul de prostii. Uitați-vă aici ce se întâmplă pe faleză, după aceea dați un search pe canalul la mine. Koblenz din vacanță, Andernach din vacanță, că sunt și acolo niște faleze pe malul Rinului. Și nu, faceți o comparație, ce zic. Terase. Da, aici deja se cam răvește. Ziua e mai agitație. Acum la ora asta gata e cam lejer. De asta vă zic că n-am văzut niciodată orașul mai pregătit ca acum. Deci sunt aici vreo câteva terase care pur și simplu au apărut noi. Asta de exemplu nu era anul trecut. N-am văzut-o niciodată când a fost. Aici s-a demolat. Nu s-a demolat ceva, nu mai parcă s-a demolat, era aia, da, Solero, aia, braseria Solero, ce mai dar până acolo aici. Și s-a făcut o terasă, uite. Deci atâtea terase și locuri și chioșcuri și magazine noi ca anul ăsta nevoie n-au fost niciodată. Din păcate, pandemia chiar se simte. Azi a fost vineri. Na, subțire treaba. Probabil lumea a început să se sperie de ce se zice pe la televizor, de caizuri noi, de... Pentru o zi de vineri, mișcarea a fost slabă, rău de, dar rău de tot, nu așa. Mai bine se mișca treaba cu două săptămâni sau cu 10 zile sau o săptămână în urmă. Pentru toți e o mare ceață, ce se întâmplă, de ce, fiecare încearcă să se explice. N-am ajuns la nicio concluzie, când ajungem vă comunicăm. Și o să revenim de pe plajă. Și am ajuns la vraja mării. Nu eram departe de aici. Ultimele raze de soare tangente cu plaja. Fac să strălucească nisipul. La stufa aici, altă terasă șmecheră. Văd că e plin acolo. Restaurant pescăresc, cum ar veni, cu meni. Cu specific pescăresc. Ce facem, Pisi? Mergem așa tot înainte până la valuri sau ce facem? Noi suntem la, iată, sandale. După cum vedeți, a, de la și-a băgat tatuajul la aia, la înaintare. Da, și eu cu mărarul, bineînțeles. Ia auzi, verici, că sunt bărbați. 30, ia aici. Da, iată că mă întrebați cât e șezlongul, domnule, cât e șezlongul. Păi aștia, i-am zis și eu, 25-30. A, uite, e 30 aici. Nu mutați șezlongul. Sunt reguli aici, nu mutați șezlongul. Nu faceți dragoste cu animalele de companie pe șezlong, nu violați șezlongul, scrie acolo tot. Nu atingeți în mod inadecvat șezlongul, fără acordul lui, de-astea. Super plăcută atmosfera, vremea, temperatura, DJ Bobo tot ce vrei. Să
încă mai face lumea baie în mare. Degea zoom-ul ăsta, vine apa la picioare. Nu, vine doar zoom-ul de ilusia asta. Chiar îmi zărea, bă. Zoom 2,7. Zoom 4,5. Știu că până la 6 duce, dar deja nu mai e șmecherie. Hai să lăsăm zoom-ul treaba lui, 1,7 zoom. Zoom pe filmarea mea. Pe câmpii și prin nogoare, alegem din floare în floare. Zoom pe filmarea mea. Zoom, ia uite, zoom. Ia pisi să-ți văd tema de pe șapcă, ia. Apleacă capul, invers în partea aia. Întoarce capul spre stânga ta, așa. Vreau să fac un tatuaj din ăsta, să țineți minte, să-mi aduceți aminte dacă e unul. Nu, acolo e steagul, stema aia. Stema, nu steagul. Stema. Și o să încheiem de aici filmarea. Cu valurile clipocind în ultimele raze de soare. Pescăruși și gunoieri. Nu-i cazul. Pescăruși și tomberonieri. Cum sunt turci și gunoieri, așa se pescăruși. E super atmosfera la Eforie. Lăsând deoparte pandemia, tot ne place Eforia. Uite, nebunul ăsta a vrut să se bate scărușul, ia nici acolo. Iată că prindem și National Geographic, Animal Planet. Pescărușii strâng după turiști, adună chiștoacele și fac țigări. Mănâncă pufuleți. Ce mănânci, mă, acolo? Vezi că vine ăla să-ți zic. Cartof prăjit. Ăsta aleargă de nebun. Ia, hai, zâmbește. Zici ce mănânci. Vino să-mi arăți ce mănânci. Ia. Aha, nu, că nu vreau. Lasă-l, da, mănâncă tu. Bine, pa. Ești generos. Nu m-am vrut eu tot ea, dar lu altul. Bravo. Are burta plină. Ăștia-s mai puiendri, așa mi se pare. Nu știu care-i treaba. Ia uite, ăsta își bagă pâinea, n-apă, fii atent ce șmecher e. Moaie pâinea. Ăsta e ca ăla, muieți-ți poți magii. Ce zici, mă? Pescărușul ca și omul. Hai, lăsați că și voi muiați așa. Uite că mai sunt oameni care fac curățenie pe plajă. Da, bravo. Bravo lor. Bravo. Așa da. Vă deranjează dacă pun pe canalul meu de YouTube? Că strângeți Nic Tupeu, sunt Nic 2 Peu. 11 sati, zice domnișoara, că au strâns după turiști. Și ei sunt turiști, că nu-i cunosc. Da. Bravo! Nic 2 Peu, Nic Tupeu. Eu vă mulțumesc, eu sunt localnic de aici și numai în școală făceam așa ceva, voluntariat. Mai rar așa ceva.
Deci încheiem într-o notă pozitivă, se poate, se poate și în România. Asta e, felicitări. Jos șapca, jos pălăria. Bun, și revin aici cu concluziile, pentru că pe cei doi, Alberto și Andreea, pe care i-ați văzut strângând gunoaie de pe plajă, am purtat o discuție tocmai ce am încheiat, am stat aproape jumătate de oră, cred că, de vorbă. Și vreau să vă spun doar concluziile. El e din Spania, ea, nu știu, din România, acum nu știu, a locuit în Italia. Și ați văzut, strângeau gunoaie pe plajă. Lucru pe care nu mulți îl fac în România, mai ales că nici măcar românii nu-l fac, dacă vreți să vedeți. La medicină veterinară. Așa. La un centru de protecție și animalilor. El mi-a zis că nu se aștepta la reacția oamenilor să fie așa, adică atunci când el strânge gunoaie, se aștepta să vină să-l ajute, ceea ce nu s-a întâmplat decât într-o singură zi. A venit o familie cu niște copii și i-au ajutat să strângă de pe plajă. În rest, toți, și poate vă recunoașteți, au stat și au râs de ei, fraierii care strâng gunoaiele după noi, scârpinându-se la ouă și scuipând semințe mai departe. Deci, laudă lor, cinste lor, așa ceva, că tot ne dăm noi de românii cei mai frumoși, cei mai curați, cei mai... Uitați că vin și ne fac alții curățenie pe plajă, după ce ne facem mizerie, da? Și ca să vedeți ce diferență poate exista între cultura și civilizația și educația poporului român și a altor popoare civilizate. Și ia uite că iar am uitat în filmare, dar aici încheiem. Felicitări lor, super oameni! You did it!